Duță este în piața, într-o piață unde se întâmplă, se pare, cea mai mare adunare de street food și vinuri pe metru pătrat, din câte s-au mai făcut până acum, într-un loc public din București. Duță, dă-ne detalii! Bună dimineața, domnul Dani, bună dimineața, domnul Răzvan. Sunt la Palatul Parlamentului pentru că, așa cum ai spus și tu, începe Wine and Street Food Festival. Domnul Dani, vreau să spun că este singura dată când îmi pare rău că nu am stat mai mult în trafic. Așa bine era pe motocicletă. Am ajuns prea repede, dar asta este. Am văzut aici doi domni care stau la povești, îi cunosc foarte bine și o să-i rog să ne spună câte ceva despre acest festival care începe astăzi. Bună dimineața, mă scuzați că vă deranjez, stăteați la un pahar de vorbă. Da. Domnul Cătălin Pădurariu, vă știu, v-am văzut în filme și vă cunosc foarte bine. Eu credeam că vii să cumpere o carte. Cumpăr și cărți. Și pe domnul Achim, un renumit somelier. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața, bună dimineața. Din păcate, la micul dejun astăzi, sau din fericire pentru mine, am un par de vin. Nu, e un fel de cafea, dar nu ne dăm noi seama acum. Începem cu dumneavoastră. Ce spuneți despre un astfel de eveniment? Intrăm și noi în lumea bună, vorbim puțin și despre vin și unde este granița ca să nu ne ducem către o altă zonă, pentru că nu ne ducem. Asta este o, cum să spun, un fals pericol afișat. Nu o să vedeți alcoolici din vin, sunt alte băuturi care sunt mai periculoase. Dar pe de altă parte, și le spun și telespectatorilor, veniți să vă bucurați, este o minune ce se întâmplă aici. Faptul că mâncarea bună și vinul sunt împreună la Palatul Parlamentului înseamnă deja o sincronizare, așa cum spuneai, cu lumea civilizată. Înainte erau tot felul de bariere de care, iată, reușim să trecem și când spuneam de războaiele vinului, începem să intrăm într-o pace normală. Da? E bine pentru toată lumea. A merge bine vinarilor nu înseamnă să facă doar ei profit. Înseamnă ca țara asta să meargă bine. Înseamnă ca la în zonele rurale, oamenii să trăiască într-un mod urban, pe de o parte, iar pe de altă parte ne înțelegem, cum să spun, substanța noastră din care suntem făcuți. Deci de la vin nu începe războaie. Nu, 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 începe o mare pace și trebuie să fim atenți adevărat la niște reguli. Da, uite, vezi, bucată cu bucată lucrurile astea se întâmplă. Vor veni foarte mulți tineri aici, pentru că street food-ul este un fenomen global, din Mexic până în Noua Zeelandă, din Statele Unite până în Africa de Sud, și tinerii se vor obișnui și cu vinurile și cu faptul că nu e chiar atât de greu să respecti niște reguli. Iasă cu misiunea mai ușoară, îmi place cum vorbiți. Domnul Achim, domnul Răzvan se mai pricepe la vinuri, este atent acolo, sunt detalii pe care eu nu le cunosc. Mai nou și domnul Dani se pricepe, care și el restaurant, dar eu ca neștiutor nu prea mă pricep. Cu ce vin să încep? Dacă ies cu prietenii să servim un pahar cu vin, ce-mi recomandați așa? Contează că este în timpul zilei, că este seara, contează de temperatură? Ce ar trebui să știu așa? Da, în primul rând, ce trebuie să știm este că la vin, politică, fotbal și mâncare se pricepe oricine, nu e un secret. Vinul nu este, să spun așa, apanajul inițiaților sau al oamenilor foarte pasionați. Vinul este cultură, face parte din cultura unui popor, face parte din tradiție, face parte din obiceiurile străvechi. De aceea vinul se identifică cu fiecare persoană în parte. Vinul se bea în funcție de starea pe care o ai de obicei. De aceea, dacă ești fericit, bei un vin alb, un vin proaspăt, un vin fructat. Dacă ești melancolic, dacă ești trist, dacă ești romantic, bei un vin mai complicat, un vin roșu, de ce nu? Evident că n-ar trebui să-l bei singur, de obicei, vinul. Oricum, ce este important legat de vin este că despre vin poți să spui un singur lucru. Știți care este? Nu. Adevărul. Păi, ce-s frumos. De aia... In vino veritas, nu? Asta vreau să sugereze. E adevărat, nu e vorba de momentul ăla când ești foarte sincer, ci e vorba într-adevăr de o transpunere într-un plan în care poți înțelege foarte multe lucruri. Nu întâmplător, vinul este și elementul principal al Eucaristiei, în toate religiile, practic. E un legământ cu divinitatea. Eu vă mulțumesc foarte mult și o să mai stau cu dumneavoastră la povești. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de la Palatul Parlamentului. O zi ușoară și weekend plăcut! Succes! Duța a fost la motociclete, s-a plimbat cu o fată pe motor și acum poate să bea vin, deși nu e nici ora 11.